Studenții Erasmus sau Erasmusii, cum își spun cu umor studenții români, sunt o comunitate unită. Mulți spun că și-au găsit o a doua familie în locul unde au petrecut stagiul Erasmus și unde și-au făcut prieteni pe viață. Membrii Erasmus dau cu plăcere informații celor care doresc să plece într-un stagiu. În momentul de față sunt alumni, sunt fondatorul printre puținii fondatori ai organizației Erasmus Student Network Timișoara. Am fost pentru o perioadă de un an jumătate președinte al acestei organizații, după care am devenit vicepreședinte al organizației la nivel național. Am înțeles. Ai putea să ne spui te rog frumos care este misiunea Erasmus Student Network? Misiunea Erasmus Student Network este Students Helping Students, adică noi ne ocupăm de integrarea studenților Erasmus în Timișoara pentru a le oferi cele mai bune condiții atât din punct de vedere multicultural, din punct de vedere social, precum și din punct de vedere academic. Am înțeles. Cum poate un student să se înscrie în programul Erasmus și ce condiții ar trebui să îndeplinească pentru a fi acceptat în program? Cea mai importantă condiție este să fie integralist, să fie absolvent al primului an de studii. După aceea trebuie să depună un dosar la facultatea de care aparține, să aibă nota media a anilor anterior minim 7, un CV și, bineînțeles, după această selecție de dosare, uh, va urma un interviu. Ai menționat un dosar. Care sunt actele care ar trebui să le conțină acest dosar? Un CV, o scrisoare de intenție uh, și niște formulare specifice acestui program. Care sunt cele mai populare alegeri ale studenților? Cele mai populare alegeri ale studenților sunt țările veste-europene, evident, în general uh, Spania, Portugalia, uh, Franța și Italia. Ce ai sfătui un student care ar dori să acceseze programul Erasmus și să devină un student internațional? În primul rând să învețe, după aceea să-și depună dosarul din timp pentru a putea beneficia atât în primul ciclu de studii cât și la master și eventual și la doctorat, să beneficieze de el la maximum, astfel încât să poată să cuprindă și programul de mobilități de studiu, cât și cel de practică, de placement. Membrii ISN ne îndeamnă studenții interesați să caute informații suplimentare pe site-urile web oficiale și pe pagina de Facebook ISN Timișoara.